Bună, fetelor, și bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre parfumuri accesibile noi intrate în colecția mea. Trebuie să vă spun că am și un parfum de vedetă de la noi din România, apoi am un parfum de la Britney Spears, după cum ați văzut și în clipul scurt pe care l-am postat, mai avem parfumuri de la Oriflame, Avon, Manila Grace, ce mai am pe aici? Da, și am și un mic update despre parfumurile de la Twins. Pe Dia nu l-am inclus în niciun haul, așa că l-am inclus în acesta și o să am un mic update despre Dia și despre Mojo. Și haideți să începem, pentru că sunt destule și nu vreau să fac un video foarte lung, și vorbim despre acesta pe care l-ați văzut deja, Curious de la Britney Spears. Este un parfum ușor de vară, se pare că la noi acum vine iarna, însă eu vă arăt un parfum de vară. Ei bine, parfumul acesta este unul ușor, acvatic, dulceag, are și flori, are și fructe, are și vanilie, care însoțește această compoziție. Nu pot să zic că se simte așa dulce, vanilat, nu. Este o vanilie care însoțește, dă o dulceață compoziției. Și da, se simte foarte bine floarea de lotus, are pară, magnolie, floare de lotus, în mijloc are flori albe și ciclamă și în bază are mosc, vanilie, lemne albe și santal. Este un parfum plăcut, ușor, un parfum de vedetă la un preț accesibil, miroase bine. Îmi place că nu se simte sintetic, nu are nimic deranjant, chiar este un parfum plăcut. De vară, bineînțeles. Și mai departe vorbim despre un parfum de la Manila Grace. Acesta este, are o sticlă superbisimă. Este ca o bijuterie sticla asta. Foarte frumoasă. Manila Grace O Fresh, mai exact, și are în deschidere citrice și ghimbir, în mijloc are sorbet, mango, iasomie și crin și în bază are vanilie, mosc și lemne albe. Ei bine, să știți că miroase foarte bine parfumul. Îmi place foarte mult cum se simte la un moment dat acel sorbet. Are ceva gurmand acolo. Are o deschidere destul de înțepătoare, să zic așa, care se duce repede și miroase a ceva gurmand. Mie chiar îmi place parfumul acesta, cum se deschide și cum ajunge la acea parte gurmandă. Îmi place foarte mult sticluța, este așa foarte bine făcută și foarte drăguță, însă nu persistă. Da. Trece la acea parte gurmandă, care mie îmi place foarte mult și mi-ar plăcea să rămână acolo și să se dezvolte mai bine. Însă se duce foarte repede după ce ajunge exact la partea care mie îmi place cel mai mult. Deci, da, este un parfum ieftin, dar nu este și un parfum care să merite să-l ai în colecție, pentru că nu persistă. Da. Trecem mai departe la un parfum de vedetă de la noi din România. Și este vorba despre Moon by Dana Rogoz. Un parfum care este la 150 de lei pe site-ul Danei Rogoz. Parfumul nu are informații pe Fragrantica, dar el este acolo. Și ce vrea să spună Dana Rogoz cu acest parfum? Că este un parfum floral, proaspăt, plin de viață și farmec. Moon este parfumul care mă îmbracă cel mai bine când te gândești la luna. La luna, de cele mai multe ori, ți-o amintești așa cum este în timpul nopții. Dar eu mi-am dorit ca acest parfum să îți trezească senzațiile pe care le ai când vezi luna cea albă pe cerul senin în timpul zilei. Un parfum proaspăt, vesel, curat, diafan și romantic, dar în același timp persistent, căci luna e pe cer de dimineața și până seara. Da, nu știu ce să zic de descrierea asta, sincer nu prea mă... nu este genul meu de a descrie un parfum, clar. Deci, vă gândiți la luna albă, la luna de pe zi, cum s-ar zice, cred că e un pic cam mult, totuși. E un pic cam siropos. Dar este frumoasă sticla și îmi place cel mai mult
ce scrie pe ea. Scrie: Moon este oglinda ta. Îmi place că scrie în română. Este un parfum clar, un parfum alb și proaspăt, curat, plăcut, dar nu este nimic deosebit, nu este nimic nemai văzut, nemai întâlnit. Nu știu ce să zic. Nu este un parfum care să zic că mă atrage foarte tare. Este drăguț, este al unei vedete de la noi. Așa că probabil că o să rămână în colecția mea. Și trecem la următorul parfum care să știți că îmi place la nebunie. Este vorba despre Oriflame Amber Elixir Cristal. Îmi place foarte mult gama aceasta de la Oriflame. Îmi place și acela, nu mai știu exact cum se numea, imediat vă zic, Mystery. Este un parfum vanilat, floral, foarte frumos și foarte puternic. Mi-a plăcut și originalul Amber Elixir, dar da, preferatele mele sunt astea, Amber Elixir Mystery și acest cristal, care este la fel un parfum de vară, însă are în compoziție note de apă, ambră și grapefruit, are floare de portocal, violetă și chimion, și în bază are zahăr, lapte de cocos și vanilie. După cum vă spuneam, este un parfum de vară, însă are niște note foarte interesante și, deși poate vi s-ar părea greu un parfum care are zahăr în compoziție, un parfum de vară cu vanilie, cu zahăr, să știți că toate aceste note sunt foarte light, însoțite de notele acelea de apă. Este foarte frumos parfumul, îmi place mult de tot. V-am zis, are niște note însoțite de niște note mai puternice, însoțite de notele de apă, care îl fac destul de aerisit și ușor. Foarte frumos parfumul acesta. La fel și el este un parfum pentru perioada caldă, cum este și cel de la Britney, dar, sincer să fiu, acesta îmi place mult mai mult. Îmi place, chiar este deosebit. Și trecem la un parfum de la Avon de această dată, din această gamă Powerful Flowers. Eu am lila, parfumul acesta, și așa arată sticluța. Este un parfum cu note verzi, crin și mosc. Da, un parfum simplu, un parfum floral, moscat, curat și potrivit pentru primăvară. Chiar mi se pare interesant pentru primăvară. Eu nu pot să zic că este un parfum care mă dă pe spate. Pot să spun că miroase bine, că se simte destul de curățel și floral. De fapt, crinul se simte destul de puternic, dar da, pentru iubitoarele de parfumuri florale, moscate, acesta, da. Eu nu pot să zic că mă dă pe spate, dar știți că mie îmi plac parfumurile florale, îmi plac parfumurile citrice, însă să aibă ceva care să mă atragă, să fie ceva mai deosebite. Acesta nu este genul acela de parfum, dar am zis să vă zic și despre el. Trecem mai departe la un parfum care are o sticlă destul de ciudățică. Are în deschidere ceai alb, bergamot și fructul pasiunii. În mijloc are aldehide, floare de tiare și iasomie. Și în bază are mosc, lemn de trandafir brazilian și ambră. Nu prea l-am analizat eu, nu am ajuns și la el, dar deschiderea clar este una care nu prea îmi place, dar se dezvoltă destul de frumos. Foarte frumos se dezvoltă parfumul. În deschidere este destul de greuț, aș vrea să simt floarea asta de tiară, pentru că mie îmi place foarte mult floarea aceasta în parfumuri. O să-l mai folosesc și o să mai revin cu impresii, dar oricum nu cred că se mai găsește acesta.
Și trecem mai departe la un parfum pe care l-am văzut destul de căutat pe grupurile de parfumuri. Clar este un parfum discontinuat. Christian Lacroix Nuit, o colaborare cu Avon. Da, este un parfum făcut de Avon în colaborare cu Christian Lacroix. În fine, nu cunosc eu prea multe date despre treaba asta, însă parfumul acesta am văzut că este foarte, foarte îndrăgit și încă este cumpărat de la alte persoane și să știți că miroase foarte, foarte frumos. Foarte frumos, chiar are un miros foarte plăcut. El are în deschidere neroli, caprifoi și bergamot, în mijloc are flori albe, are și narcisă, tuberoză, iasomie și în bază are tămâie, note lemnoase, ambră și mosc. Așa, când îl pulverizez prima dată, miroase a fructe mov. Este un parfum parcă cu fructe mov, are ceva mai întunecat acolo și a fructe mov, flori și ceva mai dark așa. Foarte frumos parfumul, chiar miroase tare bine. Nu știu persistența cum este, dar o să-l mai testez și vă spun și vouă. Asta pentru că știu că sunteți, știu că a fost multă lume interesată de parfum și încă se mai găsește pe la alte persoane. Acum nu știu dacă este un parfum pe care trebuie să-l ai neapărat în colecție, însă dacă l-am găsit, l-am luat, pentru că știam că este destul de iubit. Următorul parfum despre care vorbim are și el o sticlă foarte frumoasă, Roma Laura Biagiotti. Este un parfum cu o compoziție foarte bogată, un parfum lansat în 1988. Da, un parfum cu iz mai vechi așa. Și cu o compoziție bogată, așa cum se făceau la un moment dat. Acesta are în bază zibetă, mir, lichen, vanilie, santal, patchouli și mosc. Are multe flori, chiar și garoafă, care este un pic mai greuț așa în parfumuri. La fel și zambila. Și da, este un parfum cu o deschidere mai grea. Bine, eu aici nici nu știu ce variantă am și s-ar putea să fie ceva mai vechi. Parfumurile au mai fost reformulate, s-ar putea să fie acum mai purtabile și mult mai ușurele. Însă, clar, este un parfum care mă duce cu gândul la Obsession de la Calvin Klein și are o bază foarte caldă, ambrată și foarte, foarte plăcută. Da. Este un parfum care cu siguranță rămâne în colecția mea. Au fost de-a lungul timpului parfumuri pe care eu le-am oprit cu gândul că la un moment dat poate mă interesează genul acela de parfumuri și să știți că cam de fiecare dată m-am întors la ele, pentru că dacă în momentul acesta iubesc parfumurile foarte dulci, gurmande, cu siguranță o să vină și alte perioade când eu o să am o altă stare și o să vreau să port altceva, așa că acesta oricum rămâne în colecția mea pentru că îmi place foarte mult și sticluța și vreau să îl am, pentru că știți că mai am și o colecție de parfumuri vintage și dacă nu le port, ele vor intra acolo, dar clar le păstrez. Și trecem tot la un parfum care nu se mai găsește, Giordani Gold Shine, care are și o sticlă foarte, foarte frumoasă și acesta este unul de păstrat în colecție. Îmi place foarte mult cum miroase parfumul acesta, nu persistă el foarte bine, însă miroase super, super bine. Are note florale, piersică și fructul pasiunii, bujor, trandafir și heliotrop și baza are santal și patchouli. Îmi place foarte mult cum miroase. Este un parfum clar, îl văd mai potrivit pentru perioada caldă, ușor, dar dulceag și floral, se simte foarte frumos. Mi se pare foarte aromat așa și foarte plăcubil, romantic. Frumos parfumul. Chiar la vremea lui eu nu îl știam, dar îl am acum în colecție și îmi place. Ok, și haide să trecem și la update-ul cu Dia.
un alt parfum care a intrat în colecția mea, un parfum accesibil. Dia sau Diana, ați văzut că pe site este Diana sau Dihiana, ceva de genul. Însă am înțeles că diferența este de loturi, că a fost la un moment dat Diana, au rămas pozele și apoi un alt lot s-a numit Dia. Dar parfumul este același, nici nu mai contează, Dia sau Diana, tot aia este. Ei bine, v-am zis că parfumul acesta seamănă cu Casablanca și da, seamănă foarte bine. Are o deschidere zemoasă, îți lasă gura apă pur și simplu. Deschiderea aceasta zemoasă, dulce, caramelicios, vanilat. Da. Seamănă foarte bine cu Casablanca, care și Casablanca în uscare este mai pudrat. Ei bine, să știți că Mojo se duce în aceeași zonă de parfum. Tot un parfum dulce, doar că dulce, vanilat, fructat, ambele sunt în aceeași direcție, doar că Mojo este un parfum care până la capăt se duce în zona aceasta fructată și dulce, el nu devine pudrat. Acum, acesta seamănă cel mai bine cu Casablanca, însă Mojo mi se pare mult mai puternic, deci dacă vreți un parfum foarte puternic, dulce, vanilat, caramelicios, fructat, zemos, cu ceva spicy, proaspăt condimentat, acel ghimbir, acesta, asta are în plus ghimbirul. Bineînțeles că și la miros sunt unele diferențe, deci nu sunt identice, clar, dar acesta este dulce până la capăt, vanilat și așa mai departe, iar Dia este un pic mai pudrățel atunci când se usucă, în uscare. Da, am zis să vin cu acest update. Sunt foarte încântată și de Dia și de Mojo. Acum, ca și persistență, persistă foarte bine. Pe Mojo l-am purtat mai mult și pot să vă zic clar, se duce peste 6 ore. Mirosul rămâne pe haine mult timp. Mult timp. Pentru prețul lor sunt extraordinar de frumoase. Și am terminat cu parfumurile noi intrate în colecția mea. Trebuie să vă zic așa că foarte încântată sunt de Amber Elixir, de Christian Lacroix Nui și de acesta. Bineînțeles și de Dia, că pot să zic că este the best din haul-ul de astăzi. Dar dintre parfumurile pe care vi le-am arătat, acestea îmi plac cel mai mult. Și îmi place și cel de la Britney Spears, mi se pare un parfum foarte drăguț pentru perioada caldă. În rest, sunt parfumuri care ori intră în colecția mea de parfumuri vintage, ori pleacă din colecția mea. Pentru că nu are rost, dacă nu întind mâna după ele, plus că am o grămadă de parfumuri mai scumpe, mai calitative sau ieftine și bune, pentru că am și din această categorie parfumuri pe care le port cu mare, mare plăcere, dar nici nu le păstrez să le țin în dulap, decât dacă intră în colecția de vintage. Și acesta a fost clipul de astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acesta. Eu vă aștept și pe Instagram, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa! Don't leave me here.